Azi, începând cu ora 14 la restaurantul Poiana Codrului din satul mare, s-a organizat Balul Codrenilor. Manifestarea vine după ce în toamna anului 2014, aceeași asociație a reluat organizarea evenimentului cunoscut sub numele Digănie, la care au participat localnici din Hodișa, dar și invitați din satele învecinate. Astăzi, în afară de Lăsata Secului, mai sărbătorim și prima ediție a Balului Codrenilor. Codrenii reprezintă peste 30% din populația Sădmarului, dar sunt împărțiți în două județe, și în Marea Mureș și în satul mare. Deci în satul mare sunt peste 30% și în Marea Mureș sunt aproximativ cam așa. Adrian Ștef, președintele Consiliului Județean Satu Mare, spune că este important să conservăm acest patrimoniu cultural, deoarece poate să ajute la promovarea județului nostru, poate atrage turiști și investitori. Evenimentul de azi duce mai departe o serie de tradiții. Pentru noi, patrimoniul cultural care este în Țara Coldului este foarte important. Consiliul Județean, împreună cu instituțiile de cultură din subordine, sunt preocupate ca să conserve patrimoniu cultural oferit nouă sătmărenilor de toate zonele județului. Și acum vorbesc de Țara Codrului. Prin centru de creație noi organizăm evenimente care au această menire de a promova patrimoniul cultural și a lăsa moștenire copiilor noștri. Este foarte important să conservăm acest patrimoniu cultural. Știu foarte bine că poate să ajute la promovarea județului nostru, a zonei noastre, a sătmărenilor și poate să atragă turiști și, de ce nu, la urma urmei și investitori. Deci, pentru noi este important să promovăm asemenea evenimente. Eu vreau să profit de acest moment să-i felicit pe Codren pentru această inițiativă. Pot să-i asigur de sprijinul nostru a Consiliului Județean și pe mai departe. Și, sigur, nu pot să nu amintesc că sufletul și inima mea este în Codru și eu, având rădăcini în această frumoasă zonă folclorică, unde trăiesc oameni harnici, gospodari și credincioși. Malvina Madar Iederan este una dintre codrencele care ține cu tot sufletul ca tradiția să rămână mereu vie. Foarte important este Codru, atât pentru județ, cât și pentru noi codrenii care ne avem rădăcinile acolo. Și orice eveniment care ajută la promovarea zonei etnografice Codru este binevenit și va fi sprijinit de toți care au promovat și până acum Codru și tradițiile populare din zona Codrului. Atmosfera distracției este întreținută și la această oră de artiști care duc mai departe cântecul și dansul codrenesc, alături de muzica de petrecere. Nu știu cum mai bine, la tăzire.